Agenția Națională de Integritate a notificat deja Consiliul Local Târgu Jiu în vederea încetării mandatului de consilier în cazul Iuliei Vână. De altfel, la ședința de data trecută, consilierul a absentat fără a motiva gestul. Potrivit regulamentului, în astfel de cazuri, Consiliul Local Târgu Jiu are la dispoziție o jumătate de an să ia măsuri. E greu de crezut că pesediștii vor aștepta șase luni să o înlocuiască pe cea care a fost viceprimar în mandatul trecut, cu atât mai mult cu cât lista consilierilor PSD este lungă. Următorul pe lista de Supleanța ai PSD este Alexandru Picui, administrator al societății Artego, care a mai fost consilier local la Târgu Jiu în urmă cu șase ani. Potrivit raportului ANI, Iulia Vână s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 octombrie 2012-31 iulie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și membru în Consiliul de Administrație al mai multor unități de învățământ.